Primăria Comunei Larga din raionul Briceni este de două zile în carantină. Edilul localității Radu Urecheanu, precum și un angajat al primăriei, s-au îmbolnăvit de COVID-19. Potrivit alesului local, focarul ar fi izbucnit de la spitalul raional, unde lucrează mai mulți locuitori din cele două sate pe care le administrează Larga și Pavlovka. Radu Urecheanu ne-a spus că atât el cât și soția și copilul său s-au infectat, dar au forme ușoare ale bolii și se tratează acasă. Și eu simt. Dar nu la primărie m-am infectat, de pe alți cale. Nu vine de psihotare, vine de la raion, de la spitalul de boli de infecție. Am angajat acolo și cred că e odul. În total, 15 angajați ai primăriei Larga se află în autoizolare. Potrivit medicului de familie din comună, doar în două săptămâni în cele două localități au fost confirmate 11 cazuri de COVID-19. Dorin Iustin spune că face tot posibilul pentru a opri răspândirea infecției. Nu știm, știți, e perioada de incubație, două săptămâni, așa că aceste două săptămâni noi trebuie să lucrăm înainte ca să vedem la timp, să depistăm și să oprim acest. Comuna Larga nu a intrat deocamdată în carantină, deoarece sunt mai puțin de 1% de locuitori infectați cu noul coronavirus. În cele două sate locuiesc aproximativ 4.000 de oameni.